După ce primele două zile ale postului mare au fost zile aliturgice, miercurea aceasta în bisericile ortodoxe va fi oficiată pentru prima dată în această perioadă de post și pocăință liturghia darurilor mai înainte sfințite. Aceasta este cea de-a treia liturghie a bisericii ortodoxe și îi este atribuită Sfântului Grigorie Dialogul. Sfântul Grigorie Dialogul, episcopul Romei, papa al Romei, trecut la cele veșnice în anul 604, este cel care a sintetizat și sistematizat această liturghie, pe care a găsit-o în forma inițială în Bizanț. Sigur, liturghia aceasta a darurilor mai înainte sfințite a apărut dintr-o necesitate, la cererea insistentă a credincioșilor care doreau și în timpul săptămânii să se împărtășească cu Sfintele Taine în postul mare. Știut fiind faptul că din perioada primară a bisericii, doar sâmbăta și duminica se săvârșeau liturghiile sfințitoare în postul mare. De luni până vineri, sigur, se săvârșeau celelalte laude și citirea psaltirii, canoanele de pocăință, așa cum, iată, în prima săptămână începem cu canonul de pocăință al Sfântului Andrei Criteanul. Liturghia darurilor mai înainte sfințite se oficiază numai în postul mare. S-a rânduit de către biserică ca această liturghie să se săvârșească în fiecare zi din postul mare, mai puțin lunea și marțea din prima săptămână și, bineînțeles, în vinerea mare, când avem prin excelență o zi aliturgică. Așadar, miercuri, joi, vineri în săptămâna canonului și luni, marți, miercuri în săptămâna patimilor, săvârșim liturghia darurilor mai înainte sfințite și de luni până vineri în săptămâna a doua, a treia, a patra, a cincea și a șasea din postul mare săvârșim această liturghie. Liturghia darurilor mai înainte sfințite are o rânduială diferită de acelorlalte două liturghii ale Bisericii Ortodoxe. Ea începe, așa cum știm, cu vecernia zilei următoare. Se pun inclusiv catismele și, sigur, după vecernie are loc liturghia propriu-zisă, din care lipsește partea sfințitoare. Pentru că știm că după Vohodul Mare trecem direct la ecteniile dinainte de rugăciunea domnească Tatăl nostru și apoi, bineînțeles, finalul liturghiei darurilor se aseamănă foarte mult cu finalul liturghiilor sfințitoare, a Sfântului Ioan și a Sfântului Vasile cel Mare. La început, liturghia darurilor era săvârșită seara, la vremea obișnuită a vecerniei. În felul acesta, credincioșii ajunau în ziua respectivă, iar liturghia era o priveghere sau o slujbă nocturnă. Astăzi, în majoritatea bisericilor, liturghia darurilor se săvârșește dimineața.